Hei, bună! Ce mai? Astăzi o să încerc cu Roxanica să facem măcăruns, macarons, cum vreți voi să-i spuneți. Roxanica se mișină pe aici prin spatele camerei. Pentru că înainte de toate astea, eu am zis să vă arăt ce am mai cumpărat de la supermarket. Dați acolo un like și un subscribe înainte să începem. Și vreau să vă mai zic că din surse mai sigure am înțeles că pe data de 9 vom sta din nou în casă și vom ieși cu declarații afară. Așa că dacă vreți să luați de bună ce am auzit și eu, pregătiți-vă de acum cu făină, mălai, hârtie igienică, că astea s-au dat așa. Așa că haideți să nu mai stăm la palavre și să începem. O să încep cu un sos de tomată, pentru că nu mai aveam să pun la ciorbă, vreau să fac niște varză călită cu crânăciori și efectiv aveam nevoie de acest tomato. Mâncare de varză! Mâncare de varză. Varza călită e diferită. În fine, pentru mine e aceeași, că eu n-am făcut în viața mea. Lăsați voi acolo comentariu cine știe de varză călită și de mâncare de varză. Eu zic varză călită, chiar dacă este varză. Ok, hai să vă arăt că am cumpărat o tăviță să fac chec. Eu la fel, nu am făcut niciodată chec, acum nu o să mă laur în fața voastră, dar am cumpărat una pentru că vreau să încerc măcar. Am luat o pungă de loto, chiar dacă nu o voi mânca neapărat, vreau să o las acolo în caz că mi se face poftă. Să mă ating de ea și să am de ce să mă ating ca și chipsuri. Hai să vi le arăt și pasta de fapt. Semințele de la Alca, care mi-au plăcut super, super mult. Știți că vi le-am arătat pe vlogul ăla și mi-au plăcut chiar super mult. Sunt foarte gustoase. Două Milky Way. Milky. Îmi plac Milky Way-urile. Două de astea de cacao pe care le vom folosi, cred, la măcărunți sau cum se numesc. Și vreau să păstrez una și pentru chec. Să vedem ce o ieși. Asta pentru Richard. Ține, mami, mama. Ține, fericire, man. Ia, hai, sus. Hai, vedeți? Am luat niște cârnați oltenești pe care îi voi face cu varza pe care mi-o va da Roxana, că e la mama naibii încolo. Niște făină de migdale pentru macarons. Eu sper să o pronunț bine treaba asta. Varza. Ia uite, nici nu ating. Stai să vedeți cum vine aici. Ia uite. Niște smântână dulce pentru frișcă. Smântână pentru dulce cremă. Pentru frișcă. Inițial nu prea are logică dacă e să o luăm așa. Smântână dulce pentru frișcă. Înseamnă că îmi trebuie și frișcă, dar eu n-am frișcă. Așa scria în rețetă pentru prăjiturelele astea. Două zahăr cu scorțișoare, două praf de copt, două zahăr vanilinat pudră și și un zahăr cu esență de rom. Și am mai luat niște esențe de-astea, una de migdale, una de vanilie, una cu rom și un colorant pe care îl vom folosi la prăjiturici. Așa că cu asta am cam terminat, sincer să fiu, și vom merge în bucătărie. Scuzați-mi fața că este nemachiată, dar eu nu ies prea dezmachiată decât dacă cine știe unde mă duc, da? Hai să începem. Am intrat în bucătărie și bineînțeles că vă voi arăta ce voi folosi cu Roxanica la măcărunz. Vreau să precizez că noi nu avem cântar. O să cântărim din ochi, pentru că la câte prăjituri am făcut noi, mă opresc aici. Știm să cântărim din ochi. Ok, hai, arată Roxy ce avem. Eu o să arăt asta că e cea mai aproape. Smântâna aia de v-am arătat-o mai devreme. Făină de migdale, cacao, deci așa o să facem blatul, în fine, blatul cum ar veni, da. Și cu zahăr vanilat. Din albușuri, deci se amestecă albușurile, se pune zahărul, pune să face spumă, știți că trebuie să faceți treaba aia, o întoarceți, nu trebuie să cadă. Știți, da? Pentru că, da. Așa că haideți să vedeți etapele. Eu o să vi le prezint, o să stau aici, că eu cu Roxana ne certăm în bucătărie dacă stăm amândouă și facem același lucru amândouă. Eu nu vreau să mă cer cu ea, eu voi sta și voi prezenta. Eu sunt un fel de Andreea Esca.
Bună seara! Astăzi vă voi prezenta cum se face prăjitura macaroni. Să începem! Roxana, ai legătura! Te rog, nu mâncare cu Zita! E bun, eu stai! Da? Nu orice făină! Nu orice făină! De migdale! De migdale! Deci, practic, puteam să cumpăr o de aia de făină normală, să torc niște migdale și să pun în ea și făceam făină cu gust de migdale. Roxanica, îți mulțumim, preiau eu legătura. Da, trebuie să-mi dați videocuri, dacă nu știu cât de grame am uitat. Și l-am trimis pe TikTok. Ah, ok, stai. Te gândi tu, pentru că ești mai aproape. Asociata mea se va duce să preia telefonul. Haideți să vă arătăm cu dată cum îi facem. Stai să înțeleg ce facem inițial. Tu stai ca o zână acolo, nu-i așa? Păi nu, vrei să te ajut? Nu. Sparg două albușuri. Deci, spargem două albușuri și le separăm de gălbenuș. Spargem două ouă și separăm albușul. Spargem două ouă și le separăm albușul de gălbenușul și cu gălbenușul nu facem nimic. Nu, îl aruncăm. Îl aruncăm. Vrei să trag cu degetul? Da. Fiți fără grijă, s-a spălat până. Da. Și că-i muc. Zici că e un muc de la gelatinos când ești stărace! Hai, mai am pățat? Wow. Arată pe cameră. Eu să Două linguri de zahăr pudră. Normal! Unu, doi. Am pus două linguri de zahăr peste arbușuri. Peste arbușuri și le mixăm. Ține și tu mâna, că în caz că va cădea. Asta e! Și acum vedeai pe jos ca în schimb de mame. Pleșc! Deci stai puțin. E de bătut. Un video, haideți să vă arătăm o dată cum îi facem. 90 de grame de făină de migdale. Ceea ce înseamnă că fără cântar și fără o cană care să fie gradată, vom pune câte lingurițe? În mod normal, o lingură are între 15 și 25 de grame. E sigură? Da, am uitat pentru. Deci, 90. Zici tu, 20. 20, 40, 60, 80. Și încă puțin, așa. Nu, 90 după mine. 90. De noroc. Deci, 90 de grame de arunțe de păr în ochi direct în ochi. Așa. Iar acum 15 grame. 15 grame de cacao. Cacao. Deci, o să mergem doar cu atât. Adică nu foarte mult. Ok. Și acum ne trebuie 150 de grame de zahăr pudră. Deci avem așa. Hai că număr eu. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, și o pecniță mică, pic. 16, că trebuie să fie mai dulci. 16. Le amestecăm bine. Alo, doamna Roxana, sunteți pe fir, aici Andreea. Le amestecăm puțin, după care voi lua o sită. Să le cern puțin. Le va cerne în compoziția pe care am bătut-o eu. A început Roxana și am terminat eu ca să am ajut și eu la ceva, da? Și se amestecă cu o spatulă. Cine se amestecă cu spatulă? Cine? Băi? Aia cu asta? Da. Și spatulă nu avem, dar am o lingură de lemn de-aia cu care îmi vrut mămăliga. De multă lume ar fi în video asta, băi, ia. Da, hai. Hai, aici. Punem... Stați să vă dau mai aproape. Uite, vezi, se cerne. Uite, vezi, toate chestiile astea rămân, vezi, Corin? Ah, ok. Și unde le pui? Fac... Lasă, că le... doar le pești după aia. Ai, nu le mai apăsa, lasă-le acolo. Cu această spatulă.
A vrut să spună că ea amestecă cu această spatulă. Gently. Ok. Amestecăm foarte bine compoziția. Da, să vadă și omul. Vrei o lingură? Nu, nu mai. Eu zic că strâng. Eu zic să... Nu. Facem treaba asta, mereu. Eu chiar aș vrea să iasă bună treaba asta. Am văzut rețeta pe TikTok-i. Băi, eu cred că e destul de ok. Da. Vezi? Zici că e un pateu amestecat cu margarină. Foarte bine. Și vezi diferența că la el a ieșit cu brizuri și la noi nu. Da, pentru că el nu a cernut. La băiatul de pe TikTok a ieșit cu... Cu grămăjoare de chestii. Grămăjoare de chestii, pentru că nu a cernut compoziția și așa. La mine m-a învățat mama e că mereu făina se cerne. Mereu. Și când faci clătite, și când faci ca să iasă mai ok. Va trebui să decupez această foaie de copt, pentru că în acest recipient nu o să încapă în viața ei cum trebuie să încapă. Să încape. Să încapă sau să încape? Să încape. Cred. O picătură? Două picături? Trei picături? Dar crezi că va ieși maroc roșu? Da. De ce tu nu crezi? Nu am făcut treaba. Ok, mai trebuie. Ia. Stai. E pus și goș, nu e... Făceam clătite în Anglia. Mai trebuie să punem? Mamă, câtă făină ai pe tine, chestii! Am luat tot acolo. Ok! Cuptor încins. Am luat două pungi, pentru că n-avem nici... trăgași de la de pui direct. Așa că improvizăm. Așa că, da. Și o pun aici. Ia, Corin, ții tu mie ca să facem așa pe rând? Da. Ai zis că nu vrei să lingi niciun de ăsta, te-am întrebat dacă vrei să guști. Nu mi-ai zis. Ma, da, te-am zis, nu, vrei nu să guști. Că ai sploatele și nu le-am mint. Le faci ca un căcat. Dacă le faci așa... Ia că eu le fac ca un căcat. Fă-le tu! Iartă-mă pe mine! Păi, da, fă, dar nu-i melcușor! Ba da, mă, că după aia le bat. Nu, păi, nu e melc! Nu trebuie să le faci lapte, n-auzi că asta zice. Păi, tu știi ce a zis el? Nu, uite, eu. Când vă zic că... Ce-a fost bun, e bun. Hai, fă melcușorul ăsta. Îi pune mai apropiați ca să iasă mai multe, cred. Nu foarte apropiați. Gata. Pui prea mult, cred. Nu știu, cred că pui prea mult. Ăla e prea grăsan. Na, mai puțin. E bine așa? Bă, nu știu, cred că da. Eu cred că da. Așa. Gen, să mai strivești un pic. Așa, hai. Din practică se învață. Doamne, zici că avem mult rahat aici. După ce am arătat forma aceasta minunată, vom începe... Bine, hai să batem de trei ori, dar nu se întâmplă nimic, așa că batem de mai multe ori. Se lipesc ăștia între ei, cred. Gata, nu, e bine. Așa. Nu e, mă, bine, uite ăștia, încă au moț. Că nu se bate, că nu vor. Ține tu mâna sub ele, să batem una ta. Vezi? Ah, ok, stai! Pentru că dacă dau una aia e prea tare. Da, păi stă. Le aplatizăm! Da, arată mult mai bine, gen. Adică, uite puțin. Ca un motocicl, dar nu mic. Asta nu am venit. Trebuie să batem tavă și le lăsăm la uscat acum.
Le țineți la uscat până fac poșghiță deasupra. Până fac poșghiță. Și după 10 minute la cuptor. Da. Le ții la uscat până fac poșghiță. Și după 10 minute la cuptor, sunt gata. Da? Ce poșghiță vezi? Trebuie să fac o poșghiță. Le ții la uscat până astea fac... Astea au făcut deja plastic pe ele. Tu vezi că asta are plastic. Ai poșghița. Ce e aia? Chiar era plastic. Ok. Contactați-ne pentru comenzi. Găsim ciocolata asta. Care e cu alune. Am zis că am ciocolată cu alune, că fata are. Fata are multe aici, dar nu știți voi. N-am avut în viața mea, n-am avut asta mai prost. Ok. Deci, acum vom încerca să facem... N-am ce șansă să o rup ca să înțeleg! Ok, acum vom încerca să facem acestea crema. Acestea sunt alune de pădure! Se rup foarte, foarte greu. Păi eu am crezut că e cu alune, dar... Era cu biscuite. N-am ce șansă. Eu nu am ciocolată simple în casă. Am ciocolată Bounty, Mars, Snickers, Twist, sau cum se numește aia? Twix. Nu am ciocolată simplă și o aveam pe asta cu biscuite și am crezut că e cu alune, gen. Am zis, mama, scăpăm repede. Dar iarăși mănânci recuzita. Doamna Roxana, aici prezentăm știrile. Vă rugăm, nu mai mâncați recuzita. Trebuie să topim ciocolata. Și vom folosi doar smântână și ciocolată, le vom amesteca. Le vom amesteca pe foc, nu? Le amestecăm pe foc și după aceea, după ce se răcește, vom pune un macarons. În chestiile astea care nu mai fac poșghiță, nu știu care e problema cu poșghița lor. Coina, privește, sunt un zeu. Da, dacă te-ai fi dus în partea cealaltă de cameră, cred că puteai să arăți asta. Zeu. Îți dau o ulcică? O ce? O ulcică, să faci asta, să le pui pe foc. Asta? Eu îmi făceam ceai la un moment dat în asta, da. Foarte bună, foarte bună. Strategie. Așa, dacă mi-ai puțin, să dau puțin ardeau cu spate. Serios? Aș! Mamă! Au luat foc, uite-te, Corina! Nu vine să cred. Păi dacă foc aici... Foc, iete, foc, iete, foc! Am pus o licică aici. Haide, stă-nă. Să nu fie stricată. E foarte bună. Aia e lichidă, e ca un lapte. Să spunem că se tăiește, nu? Uitați ce... Stai, așa. Uite ce chestie și aia era de fapt apoasă. Eu de asta am zis că cred că trebuie să o bați. Smântâna glucesă de la fiert, se pune ciocolata în ea, se amestecă în ce pune se formează crema. Simplu, domnul ziua! Da, pune mâna. Ușor. Ah, ok. Am făcut poșghiță. Grade sau... La câte grade a zis? Păi, ăsta al meu este pe viteze. Maxim 1, 2, 3, 4, 5, 6. Și ești la 1, nu? Nu știu. De ce? Ce înseamnă viteza 1? Câte grade? Tocmai am zis, cred că vreo 120. Dar nu cred că ești pe 1. Te-ai uitat să fie linița în dreptul la 1? Da. Cred că asta ar trebui să întărească. Așa o simți? Da. Așa o simt. O simt tare. O simt că se întărește. E încă moale. Deci dacă măcărunsul ăsta nu iese cum trebuie, apoi eu nici nu mai fac și eu chiar o să-i apreciez pe oamenii care fac aceste prăjituri. Pentru că, sincer, să fiu, mi se pare dificil doar pentru simplul fapt că nu știu să fac forma aia și iese un rahat. Și bătute, nu știu, cred că le-am făcut noi, într-adevăr, cum a zis și Roxana, prea tari, gen. Pentru că la alea roz, unde am cred pus colorant... Cred că trebuie mai mult albuș. Asta e ideea.
să fie puțin mai că tutorialul de pe care încercăm noi să limităm, să zic așa, a lui e compoziția lui mai apoasă. A noastră a fost mai altceva. Dar pentru prima dată în 2020 eu cred că o să iasă. Asta vreau să ia cacao clapte, ca să înțelegi. Da, da, da. Se toarnă crema pe un macaron și se lipește încet de alt macaron. Rețeta poate părea complicată. Ce ai nebun, bă. Așa. Dar mai sus ți-am dezvoluit fiecare pas pe care trebuie să-l urmezi. Cu siguranță vei reuși. Mulțumesc, rețeta de colecție. Chiar am încredere. Da, se mărește, nu? Păi eu nu vreau să măresc, eu vreau să întărească. Mă, se și mărește, se și întărește. Ghicitoare. Ce este de culoare pielii? Pentru că chiar așa e. Această rețetă ar fi trebuit să fie gata în 10 minute. Acest vlog cred că va ține undeva la 25 de minute pentru că... Pentru că e mult talent aici. Voi nu știți. Doamne, ce frumos! Păi, ești nebun, cât de simpatice sunt! L-ai văzut pe alea de pe dreapta? Nu, l-am văzut pe rău de aici. Uită-te la dreapta! Ah, ok, uite-l și pe astea! Alea la alte sarci l-au mors! Cred că o să le mâncăm goale, pentru că... Da. Pentru că, virgulă, crema arată cam așa. Aia este crema. Pentru că nu suntem niște proaste, noi știm să gătim. Nu-i așa, Rici? Păi că ți se pare că s-a mai închegat puțin? Nu. E la fel, nu? Și ce le-aș facă? N-am nici altceva să înlocuiesc. N-am nici măcar Nutella, să zici că... Sau finet, e orice gen. N-am... Îmi trebuie ceva care încheagă, inițial. No, arbuș, ou, ce încheagă? Gelatină. N-am. Dăm o conservantă la demurături. Să conservăm crema. Nu știu fata, nu știu ce prin cap. Fata, se întărește. Aia, măi, la mișto. Nu, uite. Greu. Bă, rus, cred că mai trebuie să punem ciocolată. Dar nu ciocolata întărește inițial. Nu? Nu, ciocolata asta... Păi nu, dar o face mai groasă. Poftim? Unde e? Așa. Improvizăm. Iar la macaron să încercăm să dezlipim unul pe fund, știi? Să vedem dacă se ia ok. Bine, hai, opresc? Am pus pe balcon, da. Unde o pui, așa, pe balcon? Să-mi uitați dacă ai loc pe asta. Păi, unde? Pe gresie. Da. Bun. Da, ok. Așa trebuie să... Bine. Trebuie se miște. Da. Asta trebuie să mutăm invers. Ok, hai că le scop asta. Pe ceva, da? Pe ceva. O farfurie mare. Mai mare. Da, dai de sub. Și să bag tava invers. Ia. Ok. Hei, nu o pune peste altele. Cam așa ar arăta măcărunul. Are guriță, gen. Ideea e că... știu, îl pun invers. Ia fentă. Ia. Stai. Ok. Ideea este că astea, de exemplu, arată mult mai bine. Hai să vă arătăm unul d-ăsta. Uite așa. Gen. Ăsta arată chiar super ok. Problema la noi o să fie crema, că nu s-a întărit, nu s-a... Sunt motocit, dar astea arată foarte bine deocamdată. O cărusă, da? Ok. Mamă, cum... Mă-i bun roză, tot rău! Vorbesc serios? Da! Cu crema aia molenzucă? Da, 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 stai că fac știu. Am impresia că mă păcăle. Mamă, cât de bun e! Am făcut așa. Am crezut că n-am deget. Haide. Testăm.
mini, măcărunsu, macărun. Te rog, gustă-l. Bă, rău nu e. Dar simți că se simte zahărul? Am pus zahăr în el, nu? Adică la un măcărun obișnuit nu s-ar simți atât de mult zahăr. La modul că simți efectiv la propriu zahărul. Dar asta se simte. Dar e bun. Nu e rău. Dar... Dar zi, e bun! E bun! E bun! Dar... Dar... Ținând cont că am mâncat ceva... Marțafoi de ăștia la viața mea nu are gustul celui de la Paul, de exemplu, celui de la... Paul. Dar nu e rău. Păi cel mai frumos i-l-ai dat. Nu pe covor, mami! Rici? Hai, mănâncă repede. Am făcut măcărun și... Doar că nu i-am legat. Rici, stai, mami, puțin, stai. Pentru că această cremă nu este destul de tare încât să stea în ei. Așa că am preferat să înmuiem măcărunsul. Deci iei măcărunsul, da? Îl bagi în ciocolată. Te uiți la el? Și chiar bun. Și chiar bun. Într-adevăr, dintre făina de migdală și zahăr, se simte mult mai mult zahărul față de migdală, să zic așa. Dar e gustos. Dar este gustos. Și am încarecat poșa și v-am spus povestea noastră de gătit. Dați acolo like și subscribe. Să încercați și voi, nici nu știu dacă să vă zic asta. Faceți cum credeți. Bye!